În general, trebuie să avem grijă când facem update-uri la tool-uri, la framework-uri, la librării. S-ar putea să nu mai fie compatibili cu sistemul pe care lucrăm noi. Da, să ai mereu întotdeauna un backup sau efectiv, dacă nu știu, să zici că ai serverul local unde efectiv ai producția și ai încă un server de, cum se numește, efectiv de teste. Toate update-urile, upgrade-urile se facă pe serverul respectiv. Deci să-ți dublezi serverul ce ai în producție, să ai și pe teste și în teste să faci efectiv toate astea. Upgrade-uri, update-uri și așa mai departe. Să nu riști ca să dai un rollback și poate să nu mai funcționeze și efectiv să pierzi tot. Că mai sunt situații când poți să pierzi tot și se dă rollback și dacă ai backup, tot nu îți funcționează.